Suntem în fața Ministerului Administrației și Internelor, o instituție care este scena unui scandal monstru legat de un adevărat dezmăț bugetar pe bani publici. Un scandal foarte incomod pentru PSD și pentru Liviu Dragnea. Pentru că, vedeți dumneavoastră, este vorba despre pensiile speciale de sute de milioane de lei ale șmecherilor din Ministerul de Interne, la care se uită, revoltați și șocați, milioane de alegători PSD, care știu că au pensii foarte mici, de 8, 9, 10 milioane de lei, și care nu înțeleg cum este posibil ca niște șmecheri din Ministerul Administrației și Internelor și din alte instituții să încaseze pensii foarte mari. Pentru că e un subiect sensibil pentru PSD, Liviu Dragnea încearcă o șmecherie de imagine. Vedeți dumneavoastră, ei vin acum cu o discuție despre o ordonanță de urgență care să rezolve cumva problema pensiilor speciale, încercând să-și păcălească electoratul că de fapt ei nu sunt de acord cu așa ceva și că ei și-ar dori să nu existe aceste pensii speciale. În realitate, așa cum am să vă explic, toată această monstruozitate, toată această obscenitate din bani publici este creația PSD și este susținută de PSD. Chiar de către actualul ministru de interne în funcție, doamna Carmen Dan, fosta secretară a Consiliului Județean Teleorman, unde Liviu Dragnea a fost baron. Bun, pensiile speciale, ca să o luăm de la început, au fost create, legislația pe baza cărora a fost posibil ceea ce vedeți zilele acestea, a fost creată la cererea generalului analfabet Gabriel Oprea, acum inculpat în mai multe dosare penale, împreună cu prim-ministrul Victor Ponta. Ei au creat această legislație, au făcut posibile toate lucrurile pe care le vedeți acum. Mai departe, guvernul PSD a menținut această legislație, deși acum ei vin și susțin că nu ar fi de acord cu așa ceva. Însă și doamna ministru, bună Carmen ziua, Dan... Procuror major Mihai, director general de jandarmerie, vreau să dezbrați și mă rog când de ce? Nu aveți voie să filmați aici. Serios? Cine spune că nu am voie? Păi nu aveți voie. Vă rog să-mi indicați, am să mă legitimez, am buletinul aici, da? Nu refuz legitimarea, da? Vreau să puteți așa Nu refuz legitimarea, dar vreau să-mi indicați actul, legea și articolul care spune că eu nu am voie să filmez în fața Ministerului de Interne, instituție publică. Vă rog să-mi prestați un document de păi nu, indicați în baza legală ce lege am încălcat. Dumneavoastră aveți conform legii dreptul să mă legitimați pe mine. Dacă tulbur ordinea și niștea publică, da? Dacă organizez o manifestație, da? Nu, mă gândesc că cunoașteți legea, chiar dacă sunteți îmbrăcat așa, sunteți portar la Ministerul de Interne, nu mă gândesc portar. Că știți legea, deci da? Nu sunt portar, vă rog frumos, nu jeniți. Eu nu v-am jenit pe dumneavoastră. Nu, dar m-ați întrerupt din activitatea mea profesională. Vreau să știu de ce faceți treaba asta. Din punctul ca meu de vedere este un abuz. Nu este abuz. Ba da, este un abuz ce faceți dumneavoastră. Nu este abuz. Este un abuz. M-ați întrerupt din activitatea mea profesională pentru ce? Eu sunt jurnalist. Ca jurnalist am dreptul să fiu în fața unei instituții publice să filmez un editorial video? De ce nu pe scări? De ce nu pe scări? Unde scrie în lege că nu am dreptul pe scări? Nu. Întâi îmi explicați dumneavoastră, pentru că eu vă plătesc salariul. Îmi explicați de ce m-ați întrerupt din activitatea mea profesională, da? Ca să știu și eu cu cine am de... Și nu puteați să știți după ce eu îmi terminam editorialul? Trebuie să știu. De ce m-ați întrerupt din activitatea mea? Are legătură cu conținutul pe care îl spuneam eu aici? Că am văzut că ați ascultat un pic și după aceea m-ați întrerupt. Nu. Dacă spuneam că doamna Carmen Dan e un ministru senzațional și că jandarmeria este o instituție excepțională, nu mă întrerupeați, nu? Mă lăsați să-mi termin activitatea, da? Deci, mă lăsați să-mi termin activitatea profesională. Bun, vă și după aceea am să mă legitimez, da? Bun. Și între timp vă documentați dumneavoastră că va trebui să-mi spuneți ce lege am încălcat, da. Pentru că mă voi adresa parchetului pentru abuz în serviciu, pentru ceea ce faceți dumneavoastră. Lucrurile fiind documentate, da? Bun. Revenind la subiectul nostru, înainte să ne întrerupă portarul Ministerului de Administrație și Internelor, ați văzut ei când aud că critici conducerea acestei instituții, imediat dau buzna să te întrerupă. Bun. Revenind la pensiile speciale. Așa cum v-am spus, pensiile speciale sunt o creație a guvernului Victor Ponta, pentru care a insistat foarte mult generalul analfabet Gabriel Oprea. Doamna ministru Carmen Dan susține că nu ar fi de acord cu acest sistem. Dar dacă ne uităm la cazuri concrete prezentate în presă zilele acestea, vom constata că doamna ministru nu numai că nu este de acord, ci a aprobat reangajări ale unor șmecheri din Ministerul Administrației și Internelor care s-au pensionat pe sume foarte mari și care sunt angajați acum și cumulează pensia cu salariul.
De asemenea, există cazuri concrete, ca să nu mai facem numai teoria chibritului și opinie, să vă dau și informații, care leagă și mai strâns acest subiect de oameni din PSD și de acest partid. Bun, caz concret. Caz concret prezentat în presă, cazul generalului Viorel Sălan. Omul este acum senator PSD de Hunedoara. A fost șef la jandarmi. Cazul lui, dragii mei, descrie de fapt adevărata natură a problemei cu aceste pensii nesimțite, pensiile de peste 100 de milioane. Și o să vedeți că nu e vorba numai de prevederea legală care permite acest lucru, și anume calcularea pensiei la ultimile 6 luni, veniturile din ultimile 6 luni. Este un mod de operare, dragii mei, aprobat la nivelul conducerii Ministerului de Interne, prin care se fraudează banul public. Și acest caz al senatorului Viorel Sălan este emblematic, dar nu este numai el, sunt foarte mulți oameni în această situație. Șmecheri, bineînțeles, din sistem, pentru că fraierii au pensii de 1000 de lei. Jurnalistul Grigore Carteanu a descris mecanismul, modul de operare pe pagina lui de Facebook. Ce fac acești șmecheri? Cu 6 luni de zile înainte de a se pensiona, prin intermediul relațiilor pe care ei le au la nivelul conducerii Ministerului de Interne, obțin mutări pe funcții din care au venituri mult mai mari. Și ca să-și umfle și mai mult suma de la care li se calculează pensia, își pun sporuri ca și cum ar lucra în weekend, își pun fel și fel de sume pe care le încasează pentru că sunt cazați în București și fel și fel de alte sporuri. Deci, practic, ei își duc la limita maximă legală, fără să fie nevoie de asta, dar își duc pe perioada de 6 luni de zile la limita maximă legală veniturile. Astfel încât în momentul când se pensionează, ei se pensionează în unele situații cu o pensie care e mai mare decât salariul pe care l-aveau înainte de perioada de 6 luni în care au fost mutați pe funcție. Cazul acestui senator PSD, atenție, pentru că problema asta este strict legată de PSD. PSD-ul este cel care a creat această monstruozitate în sistemul public de pensii. Generalul Viorel Sălan a fost 18 ani șeful jandarmeriei din Hunedoara. Cu 6 luni înainte de pensie l-a apucat brusc dorul de București. Și a fost adus aici la București ca numărul 2 în jandarmerie. De ce a fost adus? Nu pentru că jandarmeria avea nevoie de experiența lui, ci pentru că era șmecher, a știut cu cine se pună bine în minister și a venit pe o funcție cu un salariu mult mai mare, cu venituri mult mai mari, pentru că el, având domiciliu în Hunedoara, beneficia de niște sporuri, da? De ce? Ca să-și creeze condițiile pentru o pensie cât mai mare. Vorbim de 12.500 de lei, 125 de milioane de lei vechi pentru pensionarii PSD care au 7-8 milioane pensie și încă nu au proporțiile în lei noi. Vedeți? Asta este un sistem de fraudare care nu ține neapărat de lege. Treaba asta, jurnalistul Grigore Carteanu a explicat că sunt posturi în Ministerul de Interne blocate special pentru această schemă, pentru ca șmecherii din sistem, cu 6 luni înainte să se pensioneze, să vină pe aceste posturi, să aibă venituri mult mai mari și să încaseze o pensie mult mai mare. Bun. Doamna ministru Carmen Dan, ați văzut când am pronunțat numele, a tăbărât pe mine imediat portarul de la Ministerul Administrației și Internelor și m-a întrerupt să mă legitimeze. Total abuziv, dragii mei, pentru că este o instituție publică, este domeniu public, am dreptul legal să fiu aici. Aș putea și pe coridor să fiu dacă nu vorbesc tare și nu deranjez activitatea instituției. Legea 544 este foarte clară. Jurnalistul are dreptul să fie aici. Bun. Doamna Carmen Dan vine și spune că nu e de acord cu pensiile acestea speciale. Ei bine, doamna Carmen Dan minte. Nu numai că nu este de acord, doamna Carmen Dan a angajat, conform propriilor declarații, 11 secretari de stat în Ministerul Administrației și Internelor, dragii mei, care cumulează pensia specială cu salariul. Vă dați seama că aici vorbim despre o chestie de două ori nesimțită. Pe lângă faptul că omul are o pensie de 1200 de lei, mai vrea să mai încaseze încă un salariu de 10.000, de 12.000 de lei, mai vrea să încaseze încă un salariu de 10.000 de lei. Și ministrul aprobă treaba asta cu bună știință. Apoi vine în fața camerelor de luat vederi, crezând că aceste informații nu se află, și spune că ea nu e de acord. Ca să dea bine la electoratul PSD cu pensii mici. Și acum să vă dau niște exemple, tot din presă, ca să vorbim corect, ca să înțelegem despre ce nivel de dezmăț vorbim. Generalul Jelaledin Nezir, șef protocol Ministerul Administrației și Internelor, cumul pensie cu salariu, 30.000 de lei pe lună. 30.000 de lei pe lună,
Eu sunt curios ce zice un alegător PSD care are pensie de 800 de lei. Ce zice el dacă se uită la pensia domnului? În declarația de avere le găsiți, sunt informații publice, atenție. Intrați pe site-ul Ministerului Administrației și Internelor, uitați-vă în declarațiile de avere și de interese ale secretarilor de stat și ale șefilor din conducere și vedeți acest dezmăț obscen pe bani publici. Da? Secretar de stat în MAI, Cornel Gabriel Ciocoiu, 43 de ani, pensie 12.000 de lei, salariu 13.000 de lei. Și haideți să vă mai dau un exemplu care se leagă, este aproape la fel ca cel din Hunedoara, persoana adusă din teritoriu, pe baza relațiilor, pe baza șmecherilor, pe baza pilelor, întotdeauna pe linie de partid de PSD, pentru că asta este o monstruozitate creată și întreținută de PSD, o doamnă venită din județul Olt, unde a fost șefă de gabinet la Inspectoratul Județean de Poliție Olt, Alina Popescu, care a venit consilier al ministrului Carmen Dan, cu 10.000 de lei pensie, 10.000 de lei salariu. Și sunt 11 secretari de stat în această situație. De fapt, doamna Carmen Dan, cu bună știință, ca ministru, a aprobat și a avizat pentru șmecheri din sistem, veniți pe filiere PSD, să cumuleze pensiile obscene cu salariu. În fapt, sub mandatul doamnei Carmen Dan și sub mandatul altor miniștri, există foarte multe cazuri în care șmecheri din Ministerul Administrației și Internelor și-au aranjat să fie avansați pe funcții plătite mult mai bine pe o perioadă de 6 luni înainte de pensionare, ulterior pe acele funcții și-au aranjat să încaseze cât mai multe venituri, toate veniturile posibile, fel și fel de sporuri, așa cum v-am explicat, pentru ca suma să fie cât mai mult umflată. Astfel se explică tehnic cum este posibil ca să avem cazuri în sistem ale unor șmecheri care se pensionează cu o pensie mai mare decât salariul. În timp ce, și atenție foarte mare, astea sunt niște filiere și niște canale pe care nu le poate accesa un angajat normal din Ministerul Administrației și Internelor. Cei mai mulți angajați sunt în limitele legii, sunt pe veniturile pe care le-au avut, pe funcțiile pe care le-au ocupat poate de un 10, 5, 10, 15 ani de când sunt ei pe acele funcții. Acestea sunt niște canale politice pe care se creează astfel de favoritisme, astfel de situații anormale. Și aceste canale sunt exclusiv PSD. Așa cum v-am demonstrat, caz concret de parlamentar care a avansat pentru a avea o pensie mai mare. Deci toată manevra PSD-ului cu ordonanța de urgență care chipurile ar veni să rezolve problema este de fapt doar un exercițiu de imagine. Doar o fraiereală pentru naivii care votează acest partid ca să liniștească puțin spiritele. Acea ordonanță nu rezolvă în niciun fel modul de operare pe care vi l-am descris acum. Nu interzice în niciun fel unui alt șmecher care pe linie de partid are relații la conducerea Ministerului Administrației și Internelor să fie mutat dintr-un județ de la un salariu mai mic pe o funcție mare la București, pe un salariu mai mare, cu sporuri astfel încât pensia ei se va calcula conform veniturilor din ultimile 6 luni. Deci nu rezolvă problema cu șmecherii în realitate, oferă doar ordonanța aceasta de urgență un subiect de discuție, astfel încât electoratul PSD să creadă că, domne, uite, domnul Dragnea a văzut și a fost revoltat de această situație și domnul Dragnea ține cu noi milioanele de alegători PSD care avem pensii mici și s-a hotărât să limiteze pensiile speciale. De fapt, nu este vorba despre așa ceva.